Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. Încă suntem la momentele de după primul tur al alegerilor prezidențiale. Încă discutăm despre procente, despre rezultate, despre jocurile din spatele acestor rezultate și despre ce urmăresc politicienii care au obținut rezultate de pe urma votului dumneavoastră de duminică. Discutăm și despre ce se va întâmpla în turul 2, facem pronosticuri, discutăm și despre ce se întâmplă în localitatea de unde este invitatul meu, evident cu domnul Ion Fugaru, fostul viceprimar de Târgu Cărbunești. Bună seara, domnule Fugaru! Bună seara și bine v-am regăsit! Mă bucur că ați acceptat invitația mea. Știu că sunteți în momentul de față apolitic, nu sunteți membru niciunui partid politic din județul Gorj. Astfel că aveți, da, de ceva timp. Eu zic că timpul a funcționat, a curs în favoarea dumneavoastră. Corect, și am constatat, pentru că eu sunt omul care, știți, și toată presa știe, că spun lucrurile pe nume, eu nu mă feresc asta de nimeni să și eu sunt sătul de oameni care conduc partidele politice. Sunt niște oameni care fac promisiuni și nu le respectă. Și nu pot să accept așa ceva și nu voi accepta niciodată. N-am vrut să vă pun eticheta de analist politic, că nu consider că sunteți la acel nivel de analist politic, ci de fost reprezentant, fost ales local, ați făcut politică atâta timp. Fost președinte al organizației județene a Partidului România Mare, exact. Care vă dați dumneavoastră seama, timp de 2 ani de zile, 2 ani și jumătate, am lucrat cu Vadim Tudor. Într-o perioadă în care PRM era în care rival. PRM era și PRM-ul era o organizație puternică și Gorjul era unele a doua sau a treia pe țară. Deci și cu Vadim nu lucra oricine. Ați avut o funcție importantă și la nivelul primăriei Cărbunești, dar v-am zis, am adunat așa toate acest CV-ul al dumneavoastră. Este bine și despre această funcție care am avut-o la Târgu Cărbunești, să știți că mi-a făcut bine această retragere și eu v-am spus care a fost motivul principal. Motivul principal al meu a fost când eu am fost lucrat, a trebuit să, pentru că așa mi se să faceți o pauză părea, și să așteptați până să când să ia, eu sunt cel care am fost peste organele de parchetului care am insistat să mi se rezolve. Ori sunt trimis pentru că nu vreau să mai port această etichetă de inculpat. Că e ușor să o porți și să stea un dosar acolo 4 ani și știu prin ce... Să te ține blocat și să... Să te ține blocat, doamnă, este inadmisibil. Este inadmisibil, dar va veni timpul când mai am 2 etape, pentru că eu nu las lucrurile așa, cineva trebuie să plătească. Aceste război, aceste răzbunări nu se fac dacă ești mai bun ca un om, demonstrează că ești bun prin ce cunoștințele tale intelectuale, nu prin te-a răzbuna că cunoști oamenii de forță. Și că oamenii de forță sunt, ca în fiecare instituție, oameni care calcă pe cadavre. Dar... Dar ăsta a fost un motiv în care să stau retras și al doilea e un lucru foarte bun și în special pentru orașul Târgu Cărbunești, pentru că nu i-am deranjat. Acum nu poate să arunce nici unul și nici nu v-ați implicat, chiar a stat pe margine, deloc, nu ați tras storie undeva în spate. Nu, da, nu am criticat consilier local, nu am criticat conducere de primărie și așa mai departe. Dar știți că a venit momentul acum în care să comparăm lucrurile. Ce s-a făcut în 2 ani și jumătate cât eu am stat viceprimar? Pentru că nu poate să spună nimeni că la Cărbunești acele blocuri, 80 de blocuri ANL au fost aduse de altcineva și nu de susemnatul. În care stau și PSD și PNL și useriști și toate categoriile de oameni. Așa că eu le-am adus pentru oameni și nu pentru o anumită clasă politică sau anumiți membri de partid. Așa mi se pare normal să le aduci pentru oameni. Și când va veni timpul, le voi spune toate și celelalte 20 care n-au fost făcute și din cauza cui.
Dar cu siguranță. Toate la timpul lor. Să revenim la ceea ce am spus la început. V-am invitat aici pentru că sunteți în măsură să faceți o analiză corectă, echidistantă, a ceea ce s-a întâmplat, a ceea ce se va petrece în perioada imediat următoare. Vorbim atât de politică locală cât și de cea națională. Dar aș vrea să începem cu cea localității dumneavoastră. La Cărbunești se pare că există un electorat PSD, pare, da, peste 40%, cât s-a obținut? 44% s-a obținut PSD-ul, 27% PNL-ul. Deci un electorat de peste 44%, da, PSD, electoratul PNL este în scădere din ce se vede în momentul de față. Dar să nu uităm că avem un primar PNL, un primar PSD și un viceprimar PNL. Da, problema este că nu trebuie să... să învinovățim electoratul. Pentru că asta a fost și li s-a pus în față. Și oamenii au decis. Au ales, cu siguranță. Nu încercăm să învinovățim. Dar localitatea este roșie într-o perioadă în care a fost foarte galbenă, ca să nu zic altfel. A fost și galbenă, dar ce se întâmplă? E exact ce spun eu de aceste blaturi. Asta se întâmplă în Gorj. Deci liberalii, indiferent de ce vor face sau de ce vor încerca, dacă nu elimină aceste blaturi, dacă nu elimină aceste înțelegeri, pentru că vreau să vă spun un lucru, cunosc foarte multă lume datorită funcțiilor pe care le-am avut la nivelul conducerilor județene. Doamnă, știți, când era Băsescu și conducea ăsta, prim-ministru de a fost destituit prin moțiune al Partidului Democrat pus de Traian, Mihai Răzvan Ungureanu. Vreau să vă spun că în perioada aia, doamnă, mi-au luat aminte cum stăteau primari, actual primari, unii primari ai PSD-ului stăteau la coadă să intre și să vină în Partidul Democrat Liberal. Numai că atunci a fost ghinionul să fie dat Ungureanu și lucrurile s-au schimbat. Fiecare percepție a primarilor. Fiecare primar se duce după partidul care se află atunci la putere. Din păcate, la Cărbunești există această alianță USL, pentru că putem să-i zicem rămasă după timpul USL-ului, PSD cu PNL, care, din păcate, eu i-am lăsat în pace și am spus de câteva săptămâni că voi fi observator de aproape, pentru că ei, chiar dacă încearcă să prostească populația. Pentru că populația nu este angrenată în interiorul administrației publice. Nu știu cum decur lucrurile. Și e frumos să vii să spui, să-i minți frumos și ei să creadă. Și la un moment dat oamenii să înjure și să-și dea seama că au fost păcăliți. Dar acum a fost situația asta oferită, care ni s-a pus pe tavă de către partidele politice și asta s-a întâmplat. S-a văzut, ziceți că la Cărbunești avem un USL încă USL, funcțional. USL, păi, dar este USL majoritar în... Da, de acolo, ce nu văd cei de la, deci, cei de la PNL, credeți, doamnă, că ați fost în acest partid? Stați să ne înțelegem, îl vedem pe Ludovic Orban, îl vedem pe marele politician Rareș Bogdan. Ia să publici și spune, domne, știți, să terminăm, nu va mai fi nicio alianță cu PSD, dăm afară, facem tot. Păi și el la zbeară la București și noi suntem fraieri, ce să vă înțeleg, ce să iau în serios când lucrurile văd că nu se întâmplă, doamnă. În următoarea perioadă eu aș vrea să rămână Iohannis președinte, nu mă interesează cine rămâne. Până la urmă, problema este că țara trebuie condusă și trebuie condusă de oameni care țin la această țară. Și de ce aș vrea să iese Iohannis? Să aibă guvernul lui, să fie el președinte, să nu mai arunce în spatele nimănui. Le-am spus că și le-aș dori să mărească salariile de la 1 ianuarie, să mărească pensiile conform programului și așa mai departe. Nu vreau să-i văd că mai plâng să o dea pe greaua moștenire. Pentru că... Adică vreți să le lăsați toate pârghile necesare, da, să da, conducă, mi se pare, ca să nu mai aibă ce să reproșeze. În spatele cui ajungi, doamnă? Și cum să conducă? Stați puțin, haide să revenim la lucrurile locale. Astăzi PNL
și la nivel de național și cu mare, mare transmitere spre Gorj, face o primă numire la un serviciu deconcentrat, la Direcția de Sănătate Publică și o numește domnul ministru al Sănătății pe doamna Carmen Ivanov, directoarea economică a instituției. O doamnă, cred, bine pregătită profesional și așa mai departe, dar domnul ministru nu ia în calcul că doamna Carmen Ivanov este membra PSD, legitimată la PSD, da? Adică, practic, o dă la o parte pe fosta ocupantă a postului, care este PSD-istă, și pune o altă doamnă care este PSD-istă. Cum vi se pare că dă asta pentru organizația locală blat, a PNL? Blat, n-are blat, niciun blat, cuvânt blat, de spus. Blat! Blat. Blat? Da. Asta pentru că doamna Carmen Ivanova a avut posibilitatea să fie pusă doamne, în funcție nu, de PSD și doamne, n-au pus-o. Da. De ce e blat? Trebuie să înțelegeți. Eu vă spun lucrurile din interior. Eu păi am... și așa începem nu, cu blat, ascultați, blat. Ascultați-mă. De ce vă spun lucrurile astea? Eu subsemnatul, am dat însemnături pentru unii de la deconcentrate. Să duce cu hârtia de la... Să știți că niciun ministru nu-și permite să pună pe cineva în funcție dacă n-are hârtia semnată de organizația județeană. Adică vrei să, vrei să spuneți că doamna Carmen Ivanov nu pentru această pusă, numire... Nu putea fi pusă fără acceptul Vâlceanu. Deci acceptul și-a dat acordul, Vâlceanu și-a dat acordul pentru această doamnă, chiar dacă doamna e de la PSD. Mie să nu spună nimeni, doamnă, așa se făcea, așa se procedează fiecare partid. Gherghe ajungea secretar de stat dacă nu avea avizul PSD Gorj. Păi haideți să fim serioși. Păi, și așa începe domnule Fugaru, așa începe PNL, numind foști PSD-iști. Păi dacă e blat... Doamna, probabil, dacă e numită, nu mai doamnă, este PSD-istă. Eu nu sau poate comentez, este PSD-istă. Eu nu comentez activitatea, dar dacă e cu membru, că dacă e cu carnet de membru la PSD, despre ce vorbim? Domnul ce Fugaru, este înțeleagă? Cu carnet de membru la păi, PSD. Și atunci despre ca ce și dumneavoastră... trei sferturi din această doamnă, instituție. Doamnă, mie să nu spună și să nu iese vreunul să spună vreun politician... Că le dau atâtea exemple. Eu le dau exemple și le dau exemple câte hârtii am semnat eu. Dar eu deocamdată le-am semnat, mi-asum răspunderea. Dacă mă întreabă cineva de o anumită persoană, pot să spun? Prin mâna mea au trecut când mergeau la București. Deci Bucureștiul trebuie să țineți minte și să țină toată lumea. Pentru că eu de asta sunt sătul de politică. Vin politicienii, vin președinții de organizații și spun aici, știți, noi respectăm statutul, noi am trecut prin BPJ-ul. Nu, doamnă! Deci trebuie să treci prin alt loc. Deci ca nu, să are, nu are hârtia de la organizația județeană, nu ocupă funcție. Deci spuneți dumneavoastră, din afara situației, că doamna Ivanova a fost numită acolo pentru că a avut idulă de la domnul Vâlceanu, adică de la PNL Gorj. Mi se pare, și oamenii care sunt mi se pare PNL... normal să spun că Vâlceanu, pentru că el e liderul care conduce. Ce, pot să spun de cine? De... Da, da, oamenii care sunt în PNL și care au luptat da. Acolo în PNL împotriva să unui... Mă, oamenii mai, stau și ce fac? Îl lipesc afișe și atât? Vă mai fac o dezvăluire așa, care o fac a doua oară astăzi, că, pentru că totul s-a întâmplat ieri. Ieri s-a întâmplat, am avut o discuție, mă rog, la masă așa mai rotundă, cu mai mulți peneliști adevărați. Peneliști adevărați. Care să nu spuneți că sunt mulțumiți de felul nu, în care tocmai, se desfășoară tocmai, lucrurile. Tocmai ei îmi prezentau acolo situația și să știți că luând pe fiecare, noi vorbim la nivel mai mare ce era acolo, macro. Nu la nivel de membru de partid prin localități. Noi vorbim de ăștia care sunt... peste 60% sunt proveniți din PSD, care au avut tangențe cu nu sunt peneliști. Asta păi, este președintele acela... partidului este venit din PSD, adică nu este un secret. Nu e... Și atunci tu, Rareș Bogdan, ieși și tu, Ludovic Orban și zice, nu avem nicio legătură cu PSD-ul, nu vom admite, nu. Doamnă, țineți minte ce vă spun, că eu cunosc foarte, nu vreau să fac autodenunțuri. Banul dezumanizează omul. Și a dezumanizat pe toți. Pentru bani fac toate lucrurile astea. Să nu credeți vreodată că acces într-o funcție dacă nu finanțez. Aia să vă spun eu, știți de ce stau câțiva lideri? Stau în partide de ce? Pe ei nu interesează rezultatul la nivel de județ, să fie mamă. Dacă merge, merge. Dacă nu, el știe că a cotizat.
ia 5-6%, iasă deputat, să duce în Parlamentul României și șefii de la București nu pot să spună, bă, te dau afară din partid, că el are nevoie de vot în Parlament. Ori are nevoie de votul lui de deputat sau de senator ce îl duce în Parlamentul României. Că dacă îl dă afară, rămâne fără votul ăla. Da. Că asta despre ce vorbim. Asta este situația. Deci lucrurile le cunosc foarte bine până în măduva oaselor din... Asta e regula partidelor care vin și iasă în fața electoratului și spun, mamă, știți, noi cinstiți, corecți și... Mai ales când vin la dumneavoastră la emisiuni și încep să spună, știți, noi discutăm pe statut. Care statut, domnule, că nu respectă niciunul? Îl respectă statutul numai când au ei interesul lor. Când ies să dea pe unul afară, îl scui pe cap. Păi haide să luăm cazul de la Sadu, doamne. Aveai nevoie să dai un dita mai primar ca Bobaru să-l dai afară din partid, că ce? Păi dacă le spun înțelegerea de la Novaci, e mult mai... Mai altă înțelegere? Da. Păi știți care e înțelegerea la Novaci? Ca domnul primar, cum îl cheamă, domnule, stai că ce lapsus am avut. Domnul de la Novaci, spuneți. Da. Te-a fost la drumul. Da, am înțeles. Hai să știm despre cine vorba. Despre cine vorba. Și mie mi-ați dat un... Deci, încerc să-l vorbesc cu regia, să-l sunăm pe domnul Dan Vâlceanu. Este ajutat de PSD și menținut de PSD la Novaci, să nu piardă funcția de primar sau să nu vină cu candidat mai periculos pentru domnul primar, pentru că s-ar întoarce și ar pierde domnul Tudor funcția de la drumurile naționale. Aoleu, ăștia... altă dezvăluire. Uite, păi și asta sunt... este un lucru extraordinar. Păi puțin, vreau să rog regia, dacă ăștia... e posibil, să-l sunăm pe domnul președinte al PNL Gorj, domnul Dan Vâlceanu, aveți numărul de telefon pe grup, regia. Să-l sunăm puțin, să-l întrebăm dacă i-a dat o hârtie doamnei numită astăzi în funcție, doamnei Carmen Ivanov, pentru a-o numi în funcția de director executiv la DSP Gorj. Dumneavoastră, credeți că domnul ministru știa de această doamnă și a venit acum ministru? Pentru eu știu că această doamnă dorea să fie pe funcție. Dorea acest lucru și când era PSD-ul în floare. Ca doamnă, un ministru când semnează o hârtie de nominalizare a unei persoane pe o funcție importantă care știe că depinde de ministrul respectiv, acceptă așa ceva? Acceptă până nu e legătura? Eu v-am spus, a picat foarte prost. V-am spus, nu pot să mă leg de calitatea profesională acestei doamne, ci doar de carnetul de partid. Pică foarte prost că este prima numire care se face la Gorj de când avem un guvern Orban, un guvern PNL. Și o să mai vedeți surprize. Când vedem această doamnă numită, care avea o funcție de conducere și, din păcate, PSD-ul nu a numit-o, era în cărți la un moment dat, când a plecat domnul Boieriu, se auzea că doamna Ivanov. PSD-ul n-a numit-o, deși doamna este membră cu carnet, în schimb o numește PNL-ul. Deci șoc, 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 că altfel nu poți să spui, da? Și atunci normal că ne punem semne de întrebare. Are, nu are PNL Gorj oameni, n-are un activ de partid ca să numească în aceste funcții publice oameni ai PNL-ului și atunci o să-i țină pe PSD-iști? Sau ce se va întâmpla de fapt? Sau se vor face astfel de jocuri, cum le numiți dumneavoastră, în spate, prin PSD, prin așa, ca au anumiți primari să nu aibă contracandidați la locale? Știți de ce se întâmplă, doamnă, de PSD-ul câștigă la Gorj? Următoarea chestie. PSD-ul câștigă la Gorj pentru că lumea este săturată de oamenii politici, de aceste două partide și mai bine nu ia să stă acasă. Și acum... Stați un pic, că vă întrerup un moment. Regia îmi spune că domnul deputat Dan Vâlceanu nu vrea să intre în legătură telefonică cu noi. Îi dorim succes. Răspunsul mi se pare un pic cam deplasat, adică ori nu are replică la... a ne spune dacă doamna a avut sau nu a avut... Vreau să-mi spună mie de proceduri, era în partid cu mine. Mandat care... din partea PNL Gorj să fie pe funcție, ori... Dumneavoastră credeți că ministrul... Îi lăsăm pe telespectatori să decide. Da, ministrul respectiv. Domnul Vâlceanu știe foarte bine ce funcție am deținut eu în Gorj
în Gorj, în Partidul Democrat Liberal, eu nu mă dau la parte, nu, domne, n-am fost pe acolo prin partidul. Eu am fost că am deținut o funcție responsabilă încredințată de fostul președinte, de Ion Rușesc. Pentru că eram omul care știa că nu fac prostii și are încredere că nu dădeam drumul la o semnătură dacă nu-l întrebam. Deci lucrurile sunt foarte clare. Mie nu, să nu iese cum nici... vi se pare, domnule Fugaru, că începe PNL această... Suntem între, așa, între tură. Suntem între tură, și se greșește astfel. Stai să vă spun de ce... Mesaj dai tu în teritoriu, că de fapt tu țin oamenii PSD-ului pe funcție. Să vă spun metoda prin care câștigă PSD-ul. PSD-ul fiind un partid disciplinat, o armată din aia care execută ordine, un activ care se pune în mișcare, corect. A demonstrat asta de altfel. Da, eu le-am spus și le spun și le tot repet. Peneliștii să nu se culce pe urechea. Gata, Iohannis trage partidul gândiți-vă în sus. Gândiți-vă că au pierdut în 16 în Gorj, localități în Gorj, sau 18. Nu, 14 unde conduc primar PNL. Unde conduc primar PNL, 14. Așa. Vedeți dumneavoastră, și activul de partid, cum să tragă deci lumea fiind primar dezamăgită, păi vedeți, poftim, mai vine cu un exemplu mâine și spune nu știu ce director nominalizează dincolo la, pentru că am, știu din... Spuneați că persoanele cu care a fost această, știu discuția această de masă ei, rotundă, da, așa, care mă spunea de o instituție care urmează totul. Un PSD și erau foarte demoralizați pe punctul ăsta de vedere. Deci asta este cumplit. Nu vreți da, să ne spuneți și la dacă, ce instituție urmează să fie și tot dacă un urmează, nu, da, dar se bucură PSD dacă urmează în săptămâna asta sau premergătoare, va fi iar un dezastru pentru că, de ce se întâmplă? Lumea va fi dezamăgită și nu mai iasă la vot. Iar activul PSD-ului, care este foarte disciplinat, va ieși și nu trebuie să ne mirăm. Mie mi se pare că și la nivel național se fac greșeli cu aceasta. E dezbaterea, nu e dezbaterea. Nu știu cine îl sfătuiește pe domnul Iohannis astfel. Doamna, dar mie mi se pare... Revenim la problema... Eu, ca un om de dreapta, eu am spus-o și aș o repet. Eu mă duc pentru mine, ca om de afaceri, facilități mi le-a dat Partidul Social Democrat. Nu mi-a făcut nicio facilitate partidul de dreapta, PNL, PD și așa mai departe. Nu. Eu, datorită acestui partid, am avut facilități foarte mari. De exemplu, în 2018, să vă spun că sunt pe acte care sunt în finanțele publice. TVA-ul ăla de 15% care mi l-a dat și Ponta, prin ordonanța 6, când am mișorat TVA-ul la 24-9%, faceți sucura, erau 14%. Ca așa cum 14%. Mi s-a lăsat în contul pentru care am făcut investiții aproape peste 100.000 de euro. Aceste facilități. Păi vreau să văd că și acest guvern care vine, eu le doresc succes, eu le doresc să facă ceva și pentru oameni de afaceri și să mențin acele promisiuni. Restul, dacă e așa, cu 200 voturi mă duc și votez la anul la parlamentari. Dar să-i văd că au voință nici și să fac. Vreau să vă spun ceva. Dacă în următoarele trei luni, nu vor face ordine în instituțiile statului, să le facă să funcționeze, să aplece urechile la oameni, doamnă, pentru că aici e problema cea mai gravă pentru români, nimeni din instituțiile... Și cum apleacă domnul Fugaru? Rog regia să lăsăm numărul de fix pe ecran, aș vrea să auzim comentarii și de la telespectatori și îi rog public pe reprezentanții ai PNL Gorj, domnul Vâlceanu este adevărat, n-a vrut să comenteze acest subiect, să intre în legătură telefonică. Poate sunt alți domni, da. Domnul Victor Banța, domnul Pecingină, doamna Șuță, cine vrea să ne spună și nouă de ce a fost mandatată această doamnă de la PSD în funcția respectivă. A fost mandatată sau a fost o eroare sau nu a fost o eroare? Victor Banța, eu n-am nimic cu dumneavoastră. Nu, l-am avut pe domnul Banța aici. Ascultați-mă, în ca studio. Om politic nu. Ca om nu. Ca om politic a demonstrat. N-ai avea ce să căuți să intri tu cu un primar ca bârcă. O fi și cu 4 clase, poți să aibă și 2 clase. Nu poți
să lupți împotriva 1100 și ceva de oameni cât au votat PSD-ul. Pentru că oamenii ăia înseamnă că simt ceva pentru localitatea lor, că nu s-a dus Bârcă să le dea bani să voteze pe Viorica Dăncilă. Înseamnă că oamenii ei au simțit ceva în buzunare. Ori nu dacă... cred că este o luptă a lui pe linie de partid. Cred că este o luptă între doi oameni mai repede, pentru că și-au adresat niște cuvinte. Da. Care nu și-avea rostul, doamnă, trebuia să atragi oamenii, să le spui, doamne, dacă vom veni, noi vom face. Să știți că ei merg pe idee acum și chiar astăzi de dimineață am avut un om foarte important al PNL-ului care urmează să aibă o funcție într-o instituție foarte importantă a județului. Dar să vedem, că vedeți că nu prea poate să-i numească până nu schimbă titulatura acestor direcții sau acestor ministere. Știți ce spunea persoana respectivă? Că primarii PSD nu vor mai avea bani, pentru că nu li se va da. Adică banii se vor împărți politic acum, că suntem noi la putere. Parcă nu s-au împărțit și până acum. Și înainte s-au împărțit, dar adică se vor plăti în continuare politic. Cam asta este. Poliție. Nu mai contează că e vorba de cetățeni. La care eu am spus-o și o repet, că este cea mai mare greșeală, pentru că de acei bani trebuie să beneficieze cetățenii acestui județ. Nu lasă tu politica cu primar. Tu, pe primarul respectiv, trebuie să-l atragi prin politicele guvernamentale. Cu ce programe vii? Nu, că ai tu să jucăm, să jucăm tontoroiul. Mi-aș dori, dacă e posibil, eu încă insist la dumneavoastră, să ne spuneți măcar despre ce instituție, despre ce domeniu este vorba, unde spuneau domnii de la PNL că important, se va face o mutare similară ca cea de la DSP. Importantă. Și cu mulți, cu ramuri în tot județul. Nu știu. Eu zic că la ITM va rămâne același domn director, chiar dacă a fost ținut de PSD, PNL și cine au mai venit. Deci eu sunt convinsă că acolo nu se va mișca nimic. Adică, asta e situația. E posibil. Nu. Dar știe, alte instituții, mă gândesc că la învățământ se va face o schimbare. Am văzut astăzi un atac a domnului Marcel Romanescu la adresa inspectorului general. Ascultați-mă ce vă spun. Punem un semn de întrebare și la ITM. Deci punem un semn de întrebare la ITM dacă va rămâne sau dacă nu va rămâne. Eu zic că va rămâne. Dumneavoastră. Eu zic că s-ar putea. Că s-ar putea să nu rămână? Da. Eu zic că va rămâne, dar... Dacă îi dăm cumva o funcție mai importantă. Cea de prefect, am înțeles. Nu știu, că vizează domnul Romanescu cea de prefect. Nu știu eu. Pot să fie și alte funcții. Sunt destule funcții pe care... Am înțeles că acest ITM că s-ar reface un fel de direcția muncii, cum era înainte. Nu știu, cu prestațiile sociale, cu pensiile toate într-un așa, inclusiv ITM-ul. Și atunci domnul actual inspector ar rămâne cumva fără această funcție și atunci, normal, că omul își dorește mai departe. Mai departe, vom prefect, trăi și vom vedea stat, respectiv. Știu, da, eu v-am spus că s-ar putea să nu, să nu rămână. Să nu rămână acolo. Eu ziceam că dacă va rămâne ITM-ul în această formulă, domnul Romanescu va rămâne acolo. Dar probabil mai sunt și alte instituții unde poate oamenii vor rămâne. Poate instituții mai importante și așa mai departe. Poate. Vom vedea. Dar oricum văd că se mișcă repede, dar se mișcă prost din ce se vede în... Deci, se vede public. Deci, v-am spus, nu am nimic cu doamna. Se va doamna face... poate este un profesionist, da, doamna, își merită... Nu discutăm funcția... despre pregătirea profesională, că ei se învârte acolo în cercul lor. Deci nu discutăm de pregătirea profesională, pentru că eu consider că oamenii care sunt puși în aceste funcții trebuie să continue politice guvernamentale. De la ministerul din care... de resort. Bun. Vreau să spun următoarea chestie și am curat să fac pare cu oricine. Dacă această nominalizare se va face pentru instituția respectivă... De care ziceți noastră că spuneau cei de la PNL... Am curat să fac pariu că PNL-ul se va duce, poate acum a luat 30. Păi și credeți că se va face această numire tocmai acum, în timpul campaniei? Da. Pentru deci că ne mai așteaptă o mare surpriză de la PNL. Și că s-au adunat prea multe materiale acolo cu directorul respectiv sau șeful de instituție al instituției respective fiind implicat în campania electorală a PSD-ului și trebuie schimbat urgent. Și s-ar putea să-l schimbăm tot cu persoana care... Tot cu persoana PSD-ului, ziceți. Cam așa se merge.
Da. Ați făcut parte atâția ani din PNL, ați făcut parte, da, din PNL. Îi cunoașteți pe toți, da? PNL, da. PDL și apoi când s-a, ați prins și perioada când s-a unit? Nu. Nu mai rețineam cu exactitate. Dar vă cunoașteți ca și foști colegi, o parte dintre cei care sunt acum. Spuneți chiar că participați la mese rotunde după ieri am avut o discuție cu un fost președinte de PNL din Gorj, care mi-a spus multe lucruri, mă rog, vă dați seama că ține legătură. Este interesant că oamenii au temeri că nu vor ajunge, adică ceva de genul că au tras pentru partid și de fapt nu vor ajunge. Seama că pe foarte mulți cunosc din colaborarea din 2004, când era Alianța, da. Eu făceam parte și atunci am colaborat foarte mult. Și oamenii cu care dumneavoastră spuneți că vorbiți de la vârful PNL, așa, da, ce spuneau? Își doreau, erau pregătiți pentru niște funcții? Dezamăgiți. Dezamăgiți, ziceți, da, că asta este. Da, pentru că v-am spus ei. Deci ei când îmi prezentau și discutam despre persoanele respective, așa, ăsta așa, a fost la PSD, a fost la PSD, a fost la PSD, a fost cu tare, e în relație cu tare, e susținut cu tare, ăsta... Adică se făcea analiză pe oameni, pe practic. Oameni, da, eu v-am spus că nu discutam despre oameni, despre membri de partid la nivelul județului. Noi vorbeam acum despre niște oameni care trebuie să ocupe niște funcții. Deci 60% când... Și aveau perfectă dreptate, pentru că îi cunoaștem. Deci eu care îi știau, că îi cunosc foarte bine, au dreptate. Deci au dreptate și sunt foarte dezamăgiți. Peneliști adevărat, eu vorbesc de peneliști. Eu zic că totuși este un pic cam de vreme să fii dezamăgit, pentru că la Gorj totuși PNL-ul a avut un rezultat bunicel. 30% nu este un rezultat mic totuși, într-un județ roșu, da? Aproape barabara. Doamnă, doamnă, de ce? I-ați văzut că s-au luptat? Cum să iasă pe... Oamenii au făcut cum campanie. Cum să iese, doamnă, deci... PSD-ul înaintea ta când tu ai doi primari de municipiu? Ce au făcut, doamnă? I-ați văzut că să-ți bat... Au câștigat Târgu Jiu până la urmă, nu? Ziceau că e meritul domnului Romanescu. Eu îi doresc succes domnului Romanescu și aș ura să câștige. Și pe o parte să câștige acum, dar în campania din 2020 din vară, Târgu Jienii, ca să-i vadă puterea și adevărata valoare a lui Marcel Romanescu, trebuie să-i aleagă și Consiliul Local, pentru că e foarte greu. Cei care nu au tangență cu administrația publică locală nu își dau seama ce greutăți ai într-un consiliu local când majoritatea ți adversă și te face praf. Da, uitați, la Cărbunești merge atât de bine PSD cu PNL, încât ce să ne mai gândim la majoritate. Deci probabil așa va merge și guvernarea asta în mână cu PSD. Cum te duci tu, domnule Vâlceanu, și ei un om, doamnă, un om care reprezintă un EPR-ul, ca să vedeți și dumneavoastră ce e politica în Gorjul ăsta și de-aia e dezamăgită lumea și nu mai iasă la vot. Avem consilier în Consiliul Local, da? Domnul Miloșescu și încă doi așa. Sunt ai UNEPR-ului. UNEPR care a făcut fuziune cu PSD-ul. PSD prin absorție, adică UNEPR a dispărut, există doar PSD-iști în momentul ăsta. Da. Domnul de la absorția, de la UNEPR-ul ăsta, să duce și strânge semnături pentru Iohannis că să duce la liberal. Pe bine, mă, tu te duci și strângi semnături și în Consiliul Local tu ești al PSD-ului acum. Bă, ce fel de politică e asta? Despre ce discutăm? Cum accepți tu, Vâlcene, așa ceva? Cum accepți oameni care sunt în PSD, strânge semnături pentru PNR și care sunt varză? Dar cum accepți că 14 primari de-ai tăi pierd în fața PSD-ului? N-am văzut nicio declarație de presă a domnului Vâlceanu acum după campanie să spună că, nu știu, va lua vreo măsură se va duce să-i ajute, să-i împingă de la spate sau legat de aceste localități. Mi-am adus aminte, v-am spus, dacă există aceste blaturi, blatul de la Novaj, domnule Uștean, că mi-am adus aminte de dumneavoastră. Așa, domnule Uștean. Păi blatul ăsta, PSD-ul nu pune om să candideze. Nu-i pune un om redutabil împotriva domnului Leuștean. Pentru că dacă domnul Leuștean ar pierde ăsta, ar veni și l-ar da pe domnul Tudor de la drumuri afară. Că domnul Leuștean are locul acolo. Are pe locul asigurat. Da, pe care siguranță. Domnul Tudor... Da, domnul Tudor zicea că se pensionează la un moment dat. Mai durează. Mai sunt mulți care știu că vor să pensioneze și ei tot...
mai țin de scaune. Păi, ce să... Haideți, doamnă, iar tot de domnul, PSD. Domnul Fugar. Tot de PSD. Ce la Cărbunești? La Cărbunești, vă dau exemplu, avem președintele PSD Cărbunești care are peste 70 de ani, da? Păi ce viitor să-mi pregătească mie PSD-ul ăla pentru oraș când el n-a fost în stare să-și facă asfalt, că dacă era toată stima pentru el. De la... de un kilometru. Din drumul principal până la casa lui părintească și a stat 20 de ani în primăria Cărbunești. E vorba de domnul Călina. Și la 71 de ani tu PSD-ule vii să-mi demonstrezi mie că ai forță. Da, ai forță datorită acestor blaturi. Păi dacă vorbeam de înregistrări, da? Nu e frumos să le punem, să le dăm drumul. Dar dacă vrea domnul Vâlceanu, îi pun înregistrarea când făcea presiune pe consilierii PDL de la Cărbunești să susțină pe domnul PNR, cum era titulatura, cum s-a făcut să răi așa, să susțină pe domnul Călina. Adică să susțină PSD-ul, spuneți, da, dumneavoastră. Da, și atunci vorbim ce să... Lumea de aia e sătulă. Blat, blat, blat. Că tot vorbim de blaturi, se pregătește un alt mare blat la complexul energetic Oltenia. Da. Da, astăzi domnul Vișan a rămas fără funcția de secretar de stat. Se vehiculează că prin intermediul domnului Bălășoiu, care ar rămâne de fapt în directorat, președinte de directorat, pentru care o legătură foarte bună cu Marija Marinescu de la Craiova, da, cu domnul europarlamentar. Deci va rămâne Bălășoiu. Bălășoiul susține pe domnul Vișan, adică omul PSD-ului, pentru că e un troc acolo, da, și ei s-au susținut, da, omul, da, PNL-ului a fost în directorat. Și atunci ce să înțeleagă electoratul? Și o să rămână poate domnul Vișan director în minister sau de ce nu o să fie adus aici ce la CEU? Și cine îl va ajuta? PNL-ul, domnul Fugar. Ce să înțeleagă electoratul din Gorj? Să mai ducă la vot? Când ei fac aceste blaturi, pentru ce să te duci la vot? Mai bine... Da, știți ce mă gândesc? Poate că mă tot revin la această numire care parcă îmi stă așa în fața ochilor. Cum vi se pare, credeți că nu a mulțumit domnul Vâlceanu la centru faptul că a obținut doar 30% pentru Iohannis în Gorj și de asta n-are un cuvânt de spus? Știți, doamne, că se vehicula că îl pune ministru, a picat. Acum se vehicula că... Liderul la Camera Deputaților. Deocamdată nu s-a așa. Ei, nu, s-a nominalizat Florin Roman. Deci a picat și aceasta a doua. Că... Nu știu, ce mai trebuia să mai fie? Nu știu. Probabil eu speram să trimită niște oameni la București. Dacă n-a reușit dânsul, măcar să-i trimită pe ăștia. Deci, o să-i mai trimită dacă trimită niște PSD-iști? Din informațiile pe care le am, dacă în următoarea lună se va face curățenie așa cum se promite în interior, s-ar putea să aibă o problemă. Adică să nu mai fie pe funcție. Ce vreți să spuneți? Că îl pune pe domnul Marcel Romanescu, care îl blama pe domnul Orban. Mai este cineva? Mai are un contracandidat în afară de domnul Romanescu? Haideți domnul Vâlceanu? Să o iau și pe partea altă. Romanescu deocamdată rămâne cu inima. El și prin bune și prin rele a trecut și a rămas acolo. Dar el nu s-a trădat așa. N-a fost un trădător, nu și-a vândut partidul niciodată. Da, ce se va întâmpla? Că spuneți lucrurile pe jumătate. Ce s-ar putea întâmpla dacă nu se face ce ar trebui? Mie nu mi se pare că se face ce ar Așteptăm trebui. Așteptăm să treacă și turul 2. Și după turul 2 se va decide, se va tăia... Eu nu pot să spun mai multe, Panglica. Dar... Nu se va. S-ar putea să facă o curățenie generală, să rămâie numai... Oameni care n-au fost... PNL, spuneți dumneavoastră. Oameni care nu au fost decât în PNL și PDL. E la nivel de discuție și fac o epurare din asta, toată lumea care a avut o legătură cu PSD să dispară. De informație pe care am primit-o. Acum nu știu ce... Doamnă, cum nu știu, se nu prea pare... pare credibil atâta timp cât promovezi un PSD-ist. Nu prea pare credibil că faci curățenie. Cum faci curățenie? Păi atunci să-mi spună mie aia de la centru, de sus. Să-mi spune mine Rareș Bogdan care spune terminăm. Bun, punem domnul Rareș, cine a făcut acest... Nu, dar eu știam altele, închidem ușa la partid, nu avem voie, nu primim pe nimeni care vine de la PSD. Și atunci despre ce vorbim? Da, că nu avem pe cine să punem, deschidem ușile, că nu avem ce pune. Eu aștept și această epurare care... Am aceste informații, nu le... Deci ziceți că se va face, ar putea să se facă o epurare după turul 2... Da. La PNL, în așa fel încât să dispară toți oamenii care au vreo legătură cu PSD. Imediat după a doua zi, după depunerea jurământului de către actualul guvern, eu am spus a doua zi public că selfie-urile alea s-ar putea să rămâi o amintire. Mă duc să aminte când presa din Gorj au dat, nu să fac. S-au păzat domnii de la PNL, adică domnul Vâlceanu, domnul Câțu,
Domnul, acum s-a urez, cu domnul Vulceanu avea domnul Orban. Tot dreptul, pentru că era un lider de organizație județeană și a făcut. Eu când făceam delea cu Băsescu, ei erau de-a mii să-ți iau la școală. Problema este că eu vorbesc aici despre ministru Câțu, care este ministrul celui mai important minister. Adică, domnule, acolo trebuie să fii un om cu demnitate, cu seriozitate, să dai. Adică e vorba de banii noștri, da? E vorba aia de felul este în care împarți banii. Adică să le arăți românilor. Ziceți că n-are o imagine... Doamnă, nu e credibil prin felul după de ce a fi... a anunțat ăla, nici n-a terminat bine la microfon, făceam selfie din toate pozițiile. Adică ce și fericit suntem, da, că suntem la putere. Și scara cu ce cu mica, cu suntem la știți putere. Știți ce comportament e ăsta? Este a unei fete de la țară, 16-18 ani, ajunsă și ea la discoteca Bambu din București. Și cine mă e că a mai discotecă vadă cu toate satul, vedetele? Să vadă tot satul cu vedetele. Așa și aici, domnul Câțu. Domnule Câțu, ai în spate 20 de milioane de români care așteaptă ceva la tine, nu plânsete și nu aoleu, datorii, am luat o gândă, de ce te-ai băgat, de ce ți-ai asumat această responsabilitate, nu trebuie să plângi, du țara înainte dacă ești demn de tine și fii și respectă acest popor și fiți, bă, patrioți. Știți da. Pentru ce să vând, doamnă, ăștia, să vând pentru interesele lor, știți? O să personale, vină vremea, că pare că nici de alea de grup nu mai merg acum. Doamnă, o să vină vremea, o să vă spun o discuție care a fost la Chițoi, un birou, și cine trebuia să, cine a vrut să ajungă ministru economiei, ca să vedeți cum. Că atunci o să spuneți și o să vedeți și toată lumea o să spună, bă, ministru nu putea să ajungă că n-avea carieră politică în spate. Așa. Președintele partid era numai banii. E, de multe ori s-a devenit că banii nu... Păi, să nu uităm de valizele cu bani, da. De gentuțele uitate în terase, deci tot banul contează, da? Să ne aducem puțin aminte. Haideți să vă spun eu o altă întâmplare. Puțin înainte de începerea campaniei pentru turul întâi al alegerilor prezidențiale, undeva la muzeu a venit domnul Gigel Știrbu, domnul de la PNL, și a avut o întâlnire cu liderii de organizații din Gorj, a fost și domnul Vâlceanu și așa mai departe. Acolo, de față cu domnul Știrbu, domnul Vâlceanu le povestea liderilor că dacă nu vor trage și nu vor avea rezultate, nu vor putea să vină la masa împărțelilor și să ceară funcții. Mie mi s-a părut extrem de fair play ce a spus Și motivant. Lucru. Motivant. Da? Da, adică, fraților, dacă trageți, aveți trecere în fața mea, ce pretindeți, locuri, Consiliul Județean, alea, ce vreți, vă băgăm, așa. Deci mi se pare așa. Cum vi se pare că au tras? Deci dacă primarii PNL au pierdut, dacă așa, cine de fapt se va duce la masa cu domnul Vâlceanu? Cine vor fi cei, în opinia dumneavoastră, care după turul 2, să luăm în considerare că la turul 2 se obține cam același procent, să zicem ăsta, da, facem un exercițiu de imaginație, tot 30 la 37, sau da, poate, pe Gorj. Nu, și câștigă domnul Iohannis. Nu se poate așa, să duce undeva. A, deci 50, mai departe, 50 la 40, 40 sau 50 nu, la... 50 cu 49, da. 51 cu 49. Deci așa, da, deci eu ziceam să fie undeva similar, facem un exercițiu, că nu avem de unde să știm, da? Și rămâne tot domnul Iohannis și la masa discuțiilor, masa rotundă de la PNL, se cine pune se cine? Cine? Domnul Vâlceanu. Asta vreau să vă întreb. Păi, dar cine să se ducă, cine doamna, se pune la masa cine PNL? Cine poate reprezenta PNL-ul în Gorj decât domnul Vâlceanu? Păi, domnul Vâlceanu, dar cu cine împarte? Adică la oamenii ăștia l-a spus, fraților, sunt câțiva care au tras, da? Primarul de la Turcinești, primarul de la Câlnic, doamna, sunt câțiva, Roșia de Amaradea. Lăsați-mă, sunt niște oameni care au un cuvânt de spus, da? Ascultați-l pe Fugară, îi cunosc foarte bine. Și nu vor sta la masa respectivă? Mi se taie macarona imediat. Eu îi cunosc foarte bine. Dau din gură de numai în presă, dar știți, când ajung dincolo, le spune Vâlceanu, le taie macarona imediat. Da, totuși, gândiți-vă că eu n-am fost la această ședință și am aflat de la oameni din interior. Mie mi s-a părut fair play ce a spus domnul Vâlceanu. Adică credeți că s-a schimbat de acum 3 săptămâni, într-o lună de zile se schimbă totul pentru că... Pe domnul Vâlceanu nu-l interesează decât poziția de parlamentar, nu-l interesează decât să fie omul
care participă sus, acolo, în cercul ăla, pentru care o funcție la nivel... Da, uite, participă, dar nu primește nimic. E suficient doar să participe? Nu, nu-l interesează de restul. Păi, dar nici pentru el n-a reușit să obțină ceva, nu? Camera deputaților, ministru... Dacă ești deputat și ai totul la dispoziție, mașină, telefon... Păi, dar nu este suficient, domnul Fugaru. Nu dai un mesaj de stabilitate aici la nivel de Gorj, adică, frate, tu cine ești acolo? De ce să nu aduc oameni puternici lângă mine? Pentru că mâine, poi mâine, mi-a locul, asta e concepția lor. Ei de-aia nu aduc oameni deștepți în partide. Le închid ușile. Pentru că le e frică că pierd locul. Vă spun un lucru care m-a deranjat și mă deranjează. Mie nu-mi plac lucrurile astea care... Doamnă, au depus jurământul. Deci în seara aia se poate declara seara pupăturilor. Nu... Doamne, ești parlament, ești demnitar al țării. Erau foarte fericiți, domnul Fugaru, obținuseră o victorie, chiar dacă cu pro-România și doamnă, cu cine nu am contează, obținut, nu mă interesează, eu vorbesc ca politician. Ca imagine, ca statură, ca acolo, faptul că... Toți, vezi, numai pupături, hai, domnule, să lăsăm pupăturile ăștia. Deci toți politicienii asta practică. Noi când se văd, păi dau pupături, mâna... dar restul se vede în cont. Păi crește contul, crește vila, crește mașina, schimbăm tot. Arătați-mi oamenii dacă le... Vorbeam cu cineva astăzi și spuneam, mă deranjează extraordinar de mult când zice... Deci dacă ați observat și am observat-o în această seară la conferința de a domnului Iohannis, presă, a schimbat radical discursul. Ceea ce am spus astăzi, nu-s de acord, indiferent ce, poți să fie și un rom, poți să fie oricine, e candidat al acestei țări. Este reprezentantul a 2 milioane, oamenii ăia nu-s pesediști, oamenii ăia sunt români. Noi vorbim de ăia, nucleul care din conducerile partidelor, ăia da, sunt pesediști, dar ceilalți votați până la 2 milioane nu sunt, doamnă, ea sunt români. Corect. Eu vreau să se termine. Și au opinie, au votat discurs, într-un fel. Adică să termine cu acest discurs, să nu văd pesediști, să nu văd peneliști, să nu văd useriști, să nu... Doamnă, sunt români. Sunt români care au opțiune politică. Pentru asta s-a făcut revoluție, s-a făcut opțiune. Că mulți cetățeni... Ești... Cu asta ne-am ales, cu opțiunea, domnul Fugaru, că în rest nu avem nimic. Că mulți își dau cu părerea, că jignesc, hai, face parte din altă, din statul... Chiar și asta e o libertate. Și în America se face bâză la greu despre candidați. Deci e libertate, despre... dar e vorba de cei 7 ani de acasă, 7 ani de acasă ai tăi. Deci acolo nu, și pe ei nu aveți cum. E o gloată pe care nu pot controla. Nu pot controla și nu-i judec. Exact. Nu-i judec. E normal să fie polemică. Mie chiar îmi place ce se întâmplă la turul ăsta. Mă credeți că mi se pare că ne-am trezit că se întâmplă ceva, că ea zic un fel, că ea zic. La primul tur n-am văzut așa ceva. Dacă câștigi președinția... Uite dezbaterea, asta e dezbaterea noastră. Cu 5 milioane de români, da? Sunt 5 milioane, bă, dar ceilalți 15... Păi tu trebuie să-i ajungi și pe rest, pe da? Adică trebuie să-i 15... faci pentru toți românii. Doamne, știi ce trebuie să fac un președinte pentru mine? Ce trebuia să facă? Vizele de America le ia bulgarii. Cum ajunsărăm noi plotoaga? Noi suntem plotoaga ultimul loc ale Europei. Lăsați, domnul Fugaru, să stăm în țară, că uite, ne ducem afară. Bun, și... Bun, doamnă, poate scoți și o buletinul, îmi vine la și noapte să plec la Las America. Vegas. Da, mă duc la Las Vegas, mă întorc, stau. Dar așa trebuie să stau 3 luni, îmi dă la telefon, mă mai ține 3 luni, dacă mi-aprobă, dacă nu mi-aprobă, să duc justificări, dacă am cu ce trăiești. Ăștia sunt politicienii care ne reprezintă, ăștia sunt oamenii pe care noi am ales să se ducă acolo. Președintele României este omul din Consiliul Europei. Ce a făcut pentru vizele, pentru spațiul Schengen? Ne ducem, doamnă, în vân și dăm șpagă 10 euro, 20 euro, 5 ca euro. Ca să trecem. Ca să trecem pentru ce? Că n-ai tu, nu. Nici nu se va schimba, domnul Fugaru, mi-am pierdut eu personal, înainte de a fi ziarist, omul. Eu am pierdut speranța că ne vom reveni vreodată. Zice domnul Iohannis că ne ducem spre România normală, dar suntem încă într-o România normală, chiar și cu Iohannis la putere, din păcate. Suntem anormali în această Europa. Păi și nu numai. Ei, vedeți, domnul Fugaru, mai avem doar mai puțin de 2 minute. Da, 2 minute. A curs totul prea repede, ca de obicei de câte ori veniți aici, lucrurile parcă zboară. Vreau să concluzionăm. Ceea ce se întâmplă local mă interesează. Spuneți că vor fi surprize. Ați venit aici, ați spus că sunt oameni nemulțumiți de la vârful PNL Gorj. Am văzut un domn, Dan Vâlceanu, care n-a vrut să ne spună nouă și publicului că de ce s-a făcut această numire. Ați văzut în aceste zile
cu declarațiile ale peneliștilor? În afară de domnul Vulceanu, care e dezamăgit. Am văzut ceva pe aici prin emisiune, să vă spun, da, oamenii, așa, aceiași oameni pe care i-am avut, dar oamenii, da, poartă standardul, Iohannis și așa mai departe. Cinste lor, până la urmă, de asta sunt într-un de-aia partid. Fac parte din partid. Nu-i, dar uitați, am lăsat liniile deschise ca acești domni de la PNL să intre și să ne spună cum văd ei ceea ce s-a întâmplat această numire. Cum se vadă, domnul? Chiar eu speram totuși să aibă curajul și să spargă gheața. Din care are curajul, că îi dau două exemple de ce s-a discutat la ultima propunere și domnilor peneliști. Dacă veți merge cu cele două nominalizări la funcția de prefect, sunteți varză. Veți ajunge, v-am spus, doamnă, acest PNL. Deci ziceți că PNL-ul, una din discuții a fost și PNL-ul, funcția de prefect. Acest PNL cu PDL-ul făceau odată 50 și ceva la sută. Păi acum din două partide puternice de-abia fac 30 și s-ar putea datorită baturilor să facă 20. Vom vedea ce se va întâmpla la turul 2. Oricum, sper să vă mai am alături și da, pe parcurs, pentru că văd că exact și veniți cu lucruri surprinzătoare, bune, de deschis mintea celor care se uită la noi. Noi nu punem etichete, lăsăm publicul să decidă dacă se merge bine sau se merge prost. Bineînțeles, ei sunt oamenii, cei care decid. Corect. Și ei trebuie să fie lăsați să decidă. Dar așa este. Doamnelor, domnilor, aveți la dispoziție timp suficient să decideți dacă PNL-ul se îndreaptă spre direcția bună la nivelul de Gorj, dacă sunt bune deciziile care le ia guvernul Orban și miniștrii acestui guvern pentru noi gorjenii. În zilele următoare avem timp. Avem timp să le mai punem la socoteală. Mulțumesc mult, domnul Fugaru. Ne revedem mâine seară la aceeași oră.